Vă salut, doamnelor și domnilor. Face o analiză tehnică daily 10 aprilie 2012. Numele meu este Sorin Bolache Olsiter. Haideți să vedem ce vom constata din punct de vedere al indicilor. În primul rând, SP500, bară de indecizie ieri, rămâne cu open close sub 1380 acest pivot. Probabilitatea de trade rămâne în continuare short. Dow Jones-ul de asemenea rămâne sub 13.000, a făcut un doji ieri, probabilitate de trade short, nu sunt foarte multe de discutat și ieri a fost bank holiday pe mare majoritatea țărilor europene, dat fiind sărbătorile pascale. Petrolul în cursul zilei de ieri face un pin bar, un pin bar care ar putea arunca prețul undeva spre acest pivot de la 104, dar ca probabilitate de trade, chiar dacă a făcut acest pin bar care din punctul meu de vedere nu este neapărat, atenție, aceasta este mai degrabă un pin bar by proxy decât un pin bar normal. Se vede swing-ul, deci raportăm la acest swing. Nu este un pin bar de intrare long, dar ar putea să facă o retragere până în 104 a prețului și de aici să vedem o continuare a trendului down. Ca probabilitate de trade rămân în continuare pe ideea de short. Toate aceste trei elemente, SP500, Dow Jones-ul și petrolul, ne arată că este foarte posibil să asistăm totuși în continuare la întărirea dolarului. Aurul în cursul zilei de ieri, de asemenea, face o bară de indecizie undeva pe acest 1640 de care noi am mai discutat. Nu ne lăsa niciun fel de indiciu de ce ar putea să facă în cursul zilei de astăzi. Se pare că astăzi a început o ușoară urcare, o revenire în zona cuprinsă între 1640 și 1700. Aș spune eu mai degrabă stand-by ca să ne lămurim ce are de gând să facă, dacă are de gând să facă într-adevăr o retragere substanțială sau o urcare spre 1700 sau revine trendul down. Ca targetare pentru eventuale urcare, prima zonă cu probleme ar putea să fie 1665. Acum vom trece pe principalele perechi valutare foarte rapid. Începem cu USD-Yen-ul. Am schimbat puțin ordinea. În cursul zilei de ieri, USD-Yen-ul face o bară de indecizie. Știu că mulți dintre noastre ar vrea să-l considere un pin bar. Nu l-aș considera un pin bar. Să nu uităm că din punct de vedere weekly suntem pe un trend down, e mai degrabă o ușoară corecție. Eu am închis datorită faptului, am avut o poziție weekly în această zonă, am închis-o în momentul în care am văzut că prețul stagnează pe 38, am luat profitul, dar dacă va fi cazul voi face reintrare daily, atenție, mă gândesc la short și nu la long. Deci probabilitatea de trade pe care merg pe USD/Yen este short-ul. Vom merge pe GBP/USD. GBP/USD, bară de indecizie în cursul zilei de ieri sub pivotul la 1.5900. Dacă vreți să definise și o zonă de sideways între 1.5900 și 1.5800 și o să aducem acel 1.5800 ca să-l vedeți și dumneavoastră. Iată că pe sesiunea Asia, în această dimineață, vedem o urcare peste 1.5900, o încercare de break. Dacă într-adevăr acest break va fi un break valid, pe care probabil o să-l urmărim pe graficul de oră, și un break confirmat, vom intra long. Dar deocamdată, eu spune să avem răbdare și să vedem ce are de gând să facă. Pare se că dacă analizăm numai prin prisma barei de ieri, era un stand-by fără doar și poate. Stand-by care, așa cum vă spuneam, înseamnă o așteptare pe TF-urile inferioare pentru a vedea ce va face prețul. Acum, în primele ore ale dimineții, pare să că ar vrea long, dar ar trebui să așteptăm sesiunile majore, cum ar fi sesiunea europeană, sesiunea londoneză, pentru a vedea ce se întâmplă cu prețul. Euro-USD. Revin puțin pe GBP/USD. În cazul în care acest breakout într-adevăr este un break valid, prima zonă cu probleme ar putea să fie 1.5945, 1.5950 pentru preț. Euro/USD Daily. Ieri a făcut de asemenea o bară de indecizie. Observați că pe inside barul creat săptămâna trecută nu a reușit să facă un trigger. Spuneam eu că este tot o situație de standby. În condițiile în care va continua această urcare în cursul acestei zile, vom avea o problemă pe undeva pe la 1.3200,
dar a spune mai degrabă să așteptăm de asemenea, și rămân pe ideea de stand-by, așteptăm de asemenea sesiunea londoneză să vedem cum se va manifesta prețul, fiind o sesiune foarte importantă. USD francul, tot o bară neutră, o bară de indecizie, nu a reușit să facă un trigger pe acest inside bar, mai degrabă se definește, dacă vreți, un sideways, da? Ok, un sideways cuprins între 940-950 și 9220. Standby deocamdată să vedem ce va face pe această zonă inferioară de sideways. Îl vom urmări eventual pe H1. Se vede foarte bine acel sideways pe oră și aici așteptăm o eventuală reacție. USD CAD-ul rămâne în situația de sideways, avem un sideways de lungă durată. A făcut o bară de indecizie, o bară neutră. Pe H1 nu a avut un pattern propriu-zis, sau dacă l-a avut, deci pe la ora 17 am văzut, a făcut un oarece 1-2-3, dar nu era foarte clar. Și atunci am preferat să mai aștept, să nu intru. Dar în cazul daily rămânem pe scenariul de sideways, deci cu limită superioară undeva peste paritate și limită inferioară la 98,50. Asta presupune că ne trebuie un setup frumos sau un pattern frumos de short în partea superioară dacă ne gândim pe revenirea spre zona inferioară, sau să vedem dacă nu cumva va face break-ul peste. Australia nu SD-ul, de asemenea, definește o zonă foarte frumoasă de sideways. E adevărat, aici pare să fi construit, pare, atenție, e cam la limită un pin bar. Eu mai degrabă i-aș spune bară neutră, nu m-aș baza pe acest pin. De asemenea, se definește o zonă de sideways de vreo 100 de pipi, între 1.0330 și 1.0240. De asemenea, stand-by, de asemenea, urmărim cu atenție ce se întâmplă pe H1 în cazul care ori vedem break, ori vedem respingere pe această zonă. Și la NZD-USD, în sfârșit, ultima pereche pe care o analizăm, clar zonă de sideways, clar așteptăm reacția prețului pe 82,50. Ieri a făcut o bară bullish care ar putea trimite prețul în zona superioară. Și aici nu putem face altceva decât să așteptăm reacția. Vom avea break sau vom avea respingere. De stand-by până ZD-USD. Bănuiala mea asta era că era tot ce era foarte posibil să vedem această situație de stand-by pe mare majoritatea perechilor, și v-am spus și de ce, de aceea am avut 2 zile de vacanță bancar, da? Ok, dragii mei, cam asta este analiza tehnică daily de astăzi. Ne reauzim mâine dimineață cu o nouă analiză. Vă doresc o zi verde. Poate astăzi vom vedea niște situații ceva mai bune de trade pentru mâine, deci care să definească activitatea de mâine. La revedere! Not impossible.